Dar bine ați venit la Săptămâna Pierdută! Sunt Bogdan Nicolai și sunt gata să începem! S-au întâmplat atât de multe și într-un timp atât de scurt. A fost frumos, dar nu prea, la primul mare festival din vara asta. După cum ați putut vedea, n-ați mai putut auzi. Lil Nas X, Wiz Khalifa și Sikik. Ceea ce-i fucking sick, pentru că mulți își luaseră bilet fix pentru ei. Că doar erau cap de afiș. E ca și cum de la o slujbă ar fi lipsit tocmai Popa. La două zile după șagă, Lil Nas X a cântat la Glastonbury. Atât era de bolnav. În rest, n-au fost probleme. Decât cu sunetul. Se auzeau două, trei scene simultan. Peste Skrillex cânta Gheboas. Bogdan de la Ploiești și Robin Schulz colaborau fără să vrea. Vineri s-a stat 3 ore la coadă ca să-ți iei brățară. Mai repede faci rost de bani să ți-o scoți de la amanet. Ah, și să nu uit. Ca să nu fii distras de la distracție, telefoanele au fost confiscate și resoftate și date mai departe. Acest străin venit la noi la festival ne întreabă pe net cum își poate recupera iPhone-ul 12 Pro Max pe care l-a localizat pe o stradă din Ferentari. If you are lucky, you can buy it again on OLX, my friend. Ce mult m-am bucurat de aeroportul ăsta nou! Avem aeroport și la Brașov! Iuhu! Între 7 și 19. I-au făcut programul ăsta de telecabină. Acum riscă să-l închidă și pe timp de zi. Și pentru totdeauna. Primul, dar singurul operator de zbor vrea să-și ia zborul pentru că aeroportul n-are infrastructură, n-are aparate de gonit păsările și nici firme de întreținere. Până și turnul de control e virtual. Traficul este dirijat de la Arad. O mare inovație! Până când controlorii care văd avioanele doar pe calculator încep să se creadă în desene animate. Ca în cazul cursei de la Madrid, căreia i s-a întârziat aterizarea ca să decoleze alt avion. Deși când sunt condiții meteo atât de nasoale, prioritar este avionul aflat în zbor, nu cel care mai poate aștepta la sol. Logic! Din comunicatul Daner se citește printre rânduri și că atunci când zborurile întârzie, piloții stau stresați știind că cei din turn la 7 seara rup ușa. Doamnelor și domnilor, am ajuns la Brașov, cu bine, dar este trecut de ora 19, ca să putem ateriza și dirijați, dar și în siguranță vom sta în aer până dimineață. Vă mulțumesc! Ups, I did it again. Ups, Teodosie a fost întrerupt în timpul unei slujbe de către un bărbat care a strigat la el să-mi dai banii înapoi, diavole ce ești! De ce nu mi-ai dat banii mei? Cu însuși numele său cel împicoșător. Potul părintele stărei Dumitru. Să nu puneți mă apă inimă. Și ce te pe tine, diavole, domnul? Înțeles? Să-mi dai banii înapoi. Ce Dumitru, diavole ce ești? Hai, la nebuni, că sunt ieftini și buni! Păi e frumos să-i vorbești așa unei fețe bisericești și să-ți rezolvi problemele într-un lăcaș de cult? Am înțeles, ai jucat poker cu părintele cu o seară înainte? E vina lui că nu știi tu să pierzi? Și că ai crezut că după 5 sticle de whisky nu mai numără cărțile în gând? N-ați fost după aia la femei și a plătit el? Asta nu mai ții minte! Ții minte numai ce vrei tu! Un elev a fost dat afară din BAC de la proba de limba română după ce un mesaj primit de la RoAlert l-a dat de gol că a intrat cu telefonul în examen. De parcă nu era de ajuns că pandemia i-a răpit 2 ani de școală, acum l-a lăsat Arafat și fără BAC. Mai dau rateuri ăștia de la ISU când trebuie să găsească oameni în pădure, pe mare, chiar și pe lac. Dar când e ceva important, când vrea unul care n-a învățat să intre în BAC, pac! În sfârșit, o utilitate practică a aplicației RoAlert. Pentru că atunci când trebuie să sune, nu sună. Dar când sună,
sună chiar și cu telefonul pe silent, să se trimită ro alert în fiecare zi de bac, la oră fixă, în toată țara, ca să-i descoperim și noi pe micii infractori. Mă, tu ăla din banca treia! Tu vrei să ajungi premieră? S-au certat Tusea cu Junghiu, Ciolacu și Șoșoacă. Duceți-vă la ambasada Rusiei. Du-te la America și linge-i Franța, că ei te-au pus acolo, ai vândut țara Americii. Sunteți o mincinoasă ordinară. Băi, ce mostre de oameni! Ce OZN-uri au în cap! Se acuză care e mai agent secreție, de la ruși sau de la americani. Auzi, Ciolacu, agent CIA, nu aia din America, ci din Craiova, dragii mei. Mai vrei? Mai vrei? Mai vrei? Mai vrei? Dar pentru Șoșoacă strâng ruble, ca să închiriez cu ora. Vreau să o trimit în locul meu la o ședință cu părinții, că mi se pare așa că învățătorul nu prea te la ore. Sau dacă tot e păpușă rusească, matrioșcă de-aia, pot să închiriez măcar o Șoșoacă mică, mică, mică? Cea mai mică, uite-o pe asta, gura mare, ce are? Să fi fost asta, sora mea, nu mă mai bătea nimeni la școală. Dar și când mă trezea de dimineață cu glasul ei dulce, de sirenă, antiaeriană. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Abonați-vă la canal, ca intelectualii pe vremea lui Ceaușescu erau toți abonați la canal. Nu uitați că tot ce se pierde recuperăm săptămâna viitoare. La revedere, pa, pa!